Evanghelia după Luca, capitolul 18, ușor de reținut, de la versetul 18 până la versetul 27. Evanghelia după Luca, capitolul 18, de la versetul 18 până la 27, pagina 1013, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Un fruntaș a întrebat pe Iisus: Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Iisus: Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Știi poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis: îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri, apoi vino și urmează. Când auzi el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. Iisus a văzut că s-a întristat de tot și a zis: cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Cei ce l-ascultau au zis: atunci cine poate fi mântuit? Iisus a răspuns: ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Amin. Ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Măriți să-i fie numele. Vă invit cu respect să reocupați locurile. În viața asta ne sunt foarte multe lucruri cu neputință. Dumnezeu ne-a creat în timp, ne-a creat Dumnezeu, ne-a pus într-un anumit loc. Dumnezeu, care e în afara timpului, ne-a dat anumite limite. Și uneori ne găsim neputincioși în fața unui diagnostic pe care îl avem sau pe care l-au cei dragi noștri. Uneori ne găsim neputincioși în fața unor situații din viață, de orice natură ar fi. Însă e bine că ni se aduce aminte din Sfânta Scriptură că ceea ce noi nu putem, poate El. Nu cum și cântăm de obicei la Pentecostal, nu, că nu mai poți tu, poate El. Măriți să fie Domnul că poate El. Fratele Iosif, îi mulțumesc frumos pentru invitația pe care mi-a făcut-o. O introducere prea frumoasă pentru mine. Probabil că dumneavoastră ați auzit vorba aia că mi-am născut talent și am murit în privința sportului. M-am născut talent și am murit speranță. Mulțumesc Domnului că sunt în seara aceasta cu dumneavoastră și pot să laud pe Dumnezeu. Seara aceasta vreau să aduc un cuvânt din Cartea Sfântă și știu că și aseară și mâine și cu siguranță ori de câte ori vă adunați în casa de rugăciune auziți cuvântul lui Dumnezeu. Și în seara aceasta vreau să auzim cuvântul Domnului, să-L vedem pe Domnul mai presus decât orice. Amin? Mai eu știu că este un clișeu pe care noi îl folosim adeseori predicatorii, vrem să-L vedem pe Domnul, dar trebuie să-L vedem pe Domnul în modul cel mai real posibil. Adică am venit într-un fel la casa de rugăciune și când plecăm de aici, ar trebui să plecăm altfel. Ar trebui să plecăm mai buni, să plecăm mai sfinți, să plecăm mântuiți, să plecăm mai plini de viață. Doamne, ajută-ne la asta. Important e Hristos între noi. Știți cum zicea la un moment dat grecii care au venit la Filip? Domnule, zice, noi am vrea să-L vedem pe Iisus. Mai mult decât a vedea un grup care cântă, un slujitor care slujește, cred că ați venit să-L vedeți pe Domnul. E frumoasă închinarea, dar cea mai frumoasă închinare în care este și Domnul, în care se simte Dumnezeu prezent. Sunt câțiva ani de zile de când am citit o întâmplare pe care vreau să vi-o relatez. Max Lucado, într-una dintre cărțile sale, relatează la un moment dat despre un moment în care se făceau angajări la muzeu. Și pe post de ghid, trebuia să fie unul ghid. S-a dus unul să se angajeze și a zis: uite, vin, vreau să mă angajez. Bine, zice, câteva zile de probă. Trebuie să faci în felul următor, era un muzeu cu opere de artă. Trebuie să prezinți operele de artă, tablourile de cine pictați, când au fost pictat, și omul care vrea să se angajeze cunoștea treabă pe domeniul ăsta. Și s-a dus câteva zile, în fiecare zi când mergea, omul prezenta tablourile. Acesta este un Rembrandt, un Picasso și alți pictori. Și la un moment dat oamenii foarte mulțumiți, îi mulțumeau, îți mulțumim, îți mulțumim. În fiecare zi făcea același lucru. În fiecare zi prezenta tabloul, pur și simplu se dădea la o parte ca oamenii să admire tabloul. Dar într-o bună zi, văzând că oamenii tot i-au mulțumit, s-au gândit că nu mai e tabloul important, ci el important. Și într-o bună zi au început să vină oamenii, le-au prezentat tablourile, acesta este un Rembrandt, un Picasso. Dar el nu se mai dădea la o parte. Și oamenii se uitau cumva peste umărul lui și oamenii de bun simț, în loc să îi spună dă-te la o parte, din nou mulțumim, mulțumim. Până într-o bună zi, când cel care l-a angajat l-a văzut ce face, în loc să se dea la o parte să vadă omul tabloul, el stătea în fața tabloului. L-a chemat și a stat de vorbă cu el în birou și a zis: omule, pentru ce te-am angajat? Să prezint opera de artă.
Și ce ai făcut? Păi am prezentat-o. Și ce ți-ai mai spus să faci când prezinți opera de artă? Să te dai la o parte, să mă dau la o parte, zice, să vadă oamenii opera. Și tu ce ai făcut? Și am stat în fața operei. Omule, zice, tu trebuie să înțelegi un lucru. Nu tu ești important acolo, ci opera de artă. Acum, dacă o transpunem în domeniul nostru, mai mult decât cine suntem aici, mai mult decât simplu faptul că suntem slujitori umile lui Dumnezeu, nu noi suntem importanți aici, ci Iisus Hristos, slăvit să fie numele. De-aia ne-am adunat aici, pentru că noi credem din toată inima că El este prezent în mijlocul nostru, binecuvântat să fie Domnul. În seara aceasta vorbim despre un personaj interesant, zic eu, despre un personaj cu care toți avem cel puțin un lucru comun. Unii au avut un lucru, unii au avut partea asta, alții o au încă. Nu-i faptul că omul acesta era un om bogat, nu? Că noi românii ne place să ne plângem și mă mir că nu-L supărăm pe Dumnezeu mai tare, că totuși Dumnezeu ne dă pâine pe masă și avem binecuvântat să fie numele. Dar nu-i vorba de bogăția Lui. Nu-i vorba nici măcar de funcția pe care o deținea, că ăsta era fruntaș în sinagogă, un fel de popă, un fel de preot, un fel de păstor. Nu-i vorba de funcția pe care o deținea El. Știți de ce e vorba? De vârsta Lui. Biblia spune în Evanghelia după Matei, capitolul 19 cu versetul 20, că omul care a venit la Domnul Iisus era un tânăr. Acum văd în sală și oameni cu peri cărunți, care au trecut prin viața aceasta și au fost cândva tineri, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar și mult tineret în seara aceasta aici la biserică. Avem ceva în comun cu tânărul acesta. Știți, în viață, cel puțin mi-aduc aminte când eram copil, mi se spunea că e bine să învăț din experiențele altora. Și dumneavoastră, ca părinți, atenți și grijuli, dați sfatul ăsta copiilor dumneavoastră. E mai bine să înveți din experiența altora decât din experiența ta. Numai prea puțin învățăm din experiența altora. În general, căutăm și învățăm din experiența noastră, chiar dacă de multe ori ne arde, vorba vine. Nu, ni se spune, nu te du la Criș că te îneci, e vorba de Bihoreni, la Criș. Mi-aduc aminte, într-o vară mi-a zis maică-mea, nu te du la Criș, cumva cu băieții, că era la modă, că tu te înești, tu habar n-ai să nu-ți. Și am zis, bine, mamă, și ca un copil și gândeam ca un copil, m-am dus. Ziua aia era să fie ultima din viața mea. Pentru că n-am ascultat și am învățat din experiența mea. Sunt multe lucruri care le învățăm din experiența noastră și doare. Dar în seara aceasta vreau să vă provoc atenția pentru timpul care ne-a rămas, să învățăm din experiența acestui tânăr bogat. Învățăm din experiența vieții sale lucruri pe care el le-a întreprins la vremea aceea. Tânărul bogat care vine la Domnul Iisus Hristos, el nu vine să fie interesat cum să predice o predică mai bună, în 3 puncte, în 4 puncte, câte subpuncte, câte ilustrații, câte aplicații. El nu vine să-L întrebe pe Domnul Iisus, Doamne, cum să mă căsătoresc mai bine, că oricum Biblia nu zice, nu era însurat, mă rog. El nu întreabă asta, nu? Subiectul potrivit, subiectul cerut de tineri, la sele de tinerete, frate, dacă ne predici una despre cum să ne căsătorim bine. Asta nu era curios de asta. Nu era curios de nimic altceva, era curios despre un singur lucru care contează cu adevărat în viață. Ascultați-mă bine și mai ales tinerii. Era curios despre cum poate să moștenească viața veșnică. Și asta nu pentru că era sătul de viață. Și asta nu pentru că avea o boală, un diagnostic. Asta nu din niciun alt motiv. El era curios să vadă cum poate să moștenească viața veșnică. Pe care dintre tinerii de astăzi, și nu numai, pe care dintre oamenii de astăzi, îi mai interesează subiectul vieții veșnice? Pe oamenii interesează cum să facă bani peste noapte, dacă se poate. Îi interesează cum să trăiască bine, interesează cum să manifeste cumva o poziție de superioritate față de cineva. Prea puțin oameni mă interesați de viața veșnică. De apreciat în seara asta că ați venit la evanghelizare. Și în mod deosebit prietenii care știu că sunteți aici, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Înseamnă că totuși vă interesează viața veșnică. Există viața veșnică, să știți. Tânărul bogat era curios de viața veșnică. El nu pune o întrebare care nu contează. Ea contează. Cum pot să moștenesc viața veșnică? Și eu zic, Doamne, dă-ne-o fiecare dintre noi. Știți cum se vorbește așa, cel puțin pe la noi, prin Bihor și prin oamenii din lume care n-au treabă cu Biblia, cu biserica? Și pocăința, zice, pentru moși și babe, tinerii trebuie să-și trăiască viața. Și nu e adevărat. Pocăința e pentru fiecare dintre noi. Pentru că viața aceasta e scurtă și trece. S-ar putea ca ziua de mâine să nu apucăm, tineri sau bătrâni. Și important cum plecăm de aici. Omul ăsta își pune o întrebare care contează cu adevărat. Nu știu dacă era născută din nopți de frământare, de frustrare, nu știu dacă era din dorință sinceră sau nesinceră, dar era curios. Și totuși învățăm de la tânărul bogat că în viața asta el făcea niște lucruri, a ajuns să facă niște lucruri degeaba. Știți că în viața asta sunt lucruri pe care putem să le facem degeaba. Uitați-vă la Psalmul 127. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba să trudesc ea care pun mâna să facă, nu? Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește.
Sunt lucruri în viață pe care le facem degeaba. Strângem uneori degeaba, ne stresăm degeaba, ne îngrijorăm degeaba, întreprindem lucruri degeaba, dar vă vine să credeți sau nu, sunt lucruri care par spirituale la o primă imagine și sunt lucruri care s-ar putea să le facem degeaba. Învățăm din viața unui tânăr bogat, lecții de viață de la un tânăr bogat. Să facem lucruri nu așa cum a făcut el, ci să le facem de calitate. Pentru că mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și primul lucru la care vreau să răspund, în versetul 22, versetul 23, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: când a auzit Iisus aceste vorbe, adică a venit tânărul bogat la el, și când a auzit Iisus aceste vorbe, Iisus i-a zis: îți mai lipsește un lucru, vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară unde? Ziceți dumneavoastră, în cerul, o comoară în cerul, și mă opresc aici. Învăț din experiența de viață a tânărului bogat, învăț că în viața aceasta poți fi interesat de cer degeaba, dacă nu ești dispus să renunți la pământ. În viața asta poți să fii interesat de rai degeaba, dacă nu ești dispus să renunți la cele pământești. Una dintre puținele opere pe care le-am citit și nici pe aia în întregime la vremea liceului, că după aia trebuie să recuperez, era opera asta binecunoscută, Ion, de Liviu Rebreanu. Și nu pot să uit de expresia sau exprimarea pe care a avut-o la un moment dat sărutând pământul și a zis: cât pământ, Doamne! Trăim într-o lume în care oamenii sunt mai interesați de pământ decât de cer. Trăim într-o lume în care oamenii sunt mai interesați de partea materială decât de cea spirituală. Trăim într-o Românie în care suntem interesați de cum putem să facem mai mult peste noapte din punct de vedere material decât din punct de vedere spiritual. Trăim într-o lume în care cântăm de cer, Ierusalime, cetate împodobită, cu străzi de aur, de argint și de cristal. Trăim într-o lume în care cântăm de cer, în care predicăm de cer, în care vorbim de cer, dar în care poate s-ar putea ca inima mea sau inima cuiva să fie lipită de ceea ce înseamnă pământ. Nu că n-ar conta asta, dar în momentul în care inima noastră e mai legată de pământ decât de ceruri, degeaba visăm la cer. Câți dintre noi, cei care venim la casa de rugăciune sau care venim la evangelizare ieri și astăzi, vă gândiți mai mult la ceruri decât la viața aceasta? Psalmistul spunea la un moment dat: îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Și el răspunde prin călăuzirea Duhului Sfânt: ajutorul îmi va veni de la Domnul, care a făcut și cerurile și pământul. Privirea mea și privirea ta, vorbesc spiritual, ar trebui să fie mai mult ațintită spre ceruri. Tânărul acesta bogat, Domnul îi spune: vinde tot ce ai și vei avea o comoară în ceruri. El nu se aștepta să-i dea Domnul Iisus un asemenea răspuns. El îi dă răspunsul acesta: vinde ce ai. Nu pentru că Biblia ar avea ceva împotriva bogaților, și aici o paranteză, și împotriva celor ce au. Domnul este împotriva tuturor acelora care pun total altceva pe primul loc înainte să-L pună pe Hristos. În cazul lui era bogăția. În cazul dumneatale cei? Un viciu? O patimă? Niște nervi pe care nu poți să-i stăpânești? O anumită ieșire pe care Biblia o condamnă? Noi trebuie să ne strângem comoară în ceruri. Gândul nostru trebuie să fie mai mult îndreptat spre ceruri și zic: Dumnezeu să ne ajute la asta. El nu se aștepta la o asemenea întrebare. După noi, dacă n-am fi citit pasajul acesta niciodată din Luca 18, să zicem că în seara asta fi pentru prima dată când citim pasajul ăsta, deși știu că nu e prima dată. Cum ați fi continuat dumneavoastră pasajul? Vine tânărul bogat la Domnul Iisus și pentru că noi românii suntem influențați de happy end-ul de la Hollywood, am fi compus cumva pasajul ăsta altfel. Am fi zis: vine tânărul bogat la Domnul Iisus, interesat de cer, Domnul Iisus îi spune că e pe calea cea bună, strânge o mână caldă cu el, se duce acasă, rămâne și cu averea, rămâne și cu pământul, rămâne și cu cerul. Și cu astea s-ar fi întâmplat toate. Dar nu e așa. Tânărul bogat, în interiorul său, este cutremurat de răspunsul pe care îl dă Iisus: vinde ce ai și vei avea o comoară în ceruri. Este pus față în față cu o alegere: să aleagă cerul sau să aleagă pământul, să aleagă lucrul care contează cu adevărat sau să aleagă lucrurile care, deși oferă un confort, totuși nu contează cu adevărat. În viața aceasta noi suntem puși față în față cu postura aceasta de a alege. De atâtea ori ne frământăm mintea noastră. Eu le-am spus fraților unde mai slujesc, că mai am și câteva biserici de sector unde slujesc, și le tot spun fraților că uneori când venim la casa de rugăciune suntem în pericolul să fim aici doar fizic. Și spiritual și sufletesc nu. Pentru că acum îi cunosc de câțiva ani de zile, am apă dumneavoastră, nu vă cunosc, dar îmi place să cred că dumneavoastră ascultați în seara asta. Pe frații mei de acolo îi cunosc și le spun, mă uit peste biserică de multe ori, oricine predică, orice se cântă, uneori te uiți la câte unii și ai impresia că ești numai aici, dar gândul lor e în altă parte. Și poate chiar așa e. Uneori venim la casa de rugăciune și suntem cu gândul la grijile de acasă. Uneori venim la evangelizare și avem gândurile
la grijurile pe care le avem de fiecare zi, în loc să ne deconectăm de tot ceea ce înseamnă pământesc, să căutăm să ne apropiem de Domnul. Am citit o întâmplare despre un misionar care s-a dus la un moment dat pe o balenieră, un vas mare, un echipaj care prindeau balene, mergeau pe ocean mai multă vreme ca să prindă balene. Și misionarul s-a gândit, acum evanghelizez pe ăștia. Au trecut o zi, două, trei, o lună, două, trei, deja erau 6 luni de când erau pe mare, pe ocean, n-au prins nicio balenă. Și misionarul a încercat la un moment dat să facă evanghelizare. Cu cine? Cu exact capitanul balenierei. A zis, Domnule, zice, să spun de Domnul Iisus Hristos, să spun că a murit pentru tine. La care capitanul balenierei spune în felul următor, Domnule, zice, mă lași tu cu predicarea ta. De 6 luni, zice, n-am prins nicio balenă. De 6 luni de zile n-am pescuit nimic. Eu pentru asta, zice, să acum pe ape de atâtea luni de zile departe de familie. Zice, dimineața când mă trezesc, mă trezesc cu gândul dacă voi prinde o balenă astăzi. Seara când mă culc, mă culc cu gândul că s-ar putea să prind. Noaptea când visez, visez numai la asta, zice, tu mă lași cu predicarea ta? Și m-am gândit că la fel, morala, la fel sunt mulți dintre creștinii zilor noastre. Ei sunt prea preocupați cu balena asta mare în mintea lor, cu lucrurile lumii care trec, în loc să fie mai atenți la cer, la Iisus Hristos. Doamne, leagă-ne inima de cer. Amin? Când se întâlnește cu tânărul bogat, spune cuvântul lui Dumnezeu, tânărul bogat cu Domnul Iisus, spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat tânărul face cale întoarsă. Normal că face cale întoarsă, pentru că Psalmul 34 cu versetul 5 spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Psalmul 34 cu 5, când îți întorci privirele spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Dar luați reversul. Dacă tânărul bogat s-a întors și a plecat, cum era? Plină de bucurie fața lui? Rușinat. Întristat. Și dați-mi voie să vă zic ceva. Dacă un om când se întâlnește personal cu Iisus Hristos, nu schimbă viața. Dați-mi voie să cred că omul ăsta nu și-a mai schimbat viața niciodată. Dacă cineva în seara asta se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos și aude cuvântul ca din partea lui Dumnezeu și nu își întoarce viața spre Iisus Hristos, dați-mi voie să vă spun că acolo este o problemă. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi, amin? În viață poți fi interesat degeaba dacă nu ești dispus să renunți la pământ. Ce oferă cerul? Domnul Iisus Hristos are o altă ofertă pentru tânăr. Se uită la tânărul bogat și practic oferta lui Hristos care era? Mântuirea. Ce oferă lui Domnul Iisus Hristos astăzi oamenilor? Oferta cea mai de preț a lui Iisus Hristos pentru tine, pentru noi astăzi, este mântuirea oferită de El în dar, slăvit să fie Domnul. Întrebarea este, o primești? Oferta Domnului Iisus Hristos pentru tine este iertarea păcatelor. Întrebarea este, o primești? Oferta Domnului nostru Iisus Hristos pentru noi este mila și îndurarea, bunătatea, ce cheamă la pocăință. O primim? Doi oameni se certau foarte mult pentru o bucată de pământ. Încă la țară oamenii se mai ceartă pentru o bucată de pământ. Și atât de mulți s-au certat că nu s-au mai putut înțelege nici cum și au zis să-l chemăm pe rabin să ne spună el cum stă treaba. Rabinii sunt un fel de păstori, un fel de preoți la evrei. L-au chemat imediat și au zis, care-i problema? Păi uite, zice, ăsta e pământul meu. Cealaltă zice, ba nu e a meu. Stați puțin, zice rabinul. Să pleacă rabinul cu urechea pe pământ și cei doi, pentru prima dată în viața lor, sau de când se certau, mă rog, s-au pus în acord. Mă zice, am greșit că l-am chemat pe rabin. Ăsta a pățit ceva, că și-a plecat urechea așa. Dar rabinul, stând așa câteva minute, după ce s-au liniștit cei doi, parcă s-a ridicat și a zis în felul următor. Deci, ascultați. Știți ce a zis pământul către mine? Că l-am întrebat ce-i cu problema voastră. A zis pământul, zice, că voi sunteți ai lui. Nu? Cum spunea Tolstoi într-o novelă de-a sa, cât pământ îi trebuie unui om? Cât îi trebuie unui om? Mergeți la cimitir, la mormântare, să vedeți cât pământ îi trebuie unui om. Și cu toate astea, omul își leagă inima de pământ. Oare n-ar trebui să fim mai cerești? Traian Dor spunea într-una dintre scrierile sale în felul următor, e mult prea scumpă mântuirea să nu-i dai totul pe pământ și pacea inimii și slava statornicului legământ. E mult prea scumpă veșnicia să o dai pe o umbră și pe un fum. E mult prea scump Hristos și raiul să nu dai tot să-l ai? Acum. Acum. Nu mâine. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze. Amin? Faptul că un om vine la biserică, citește din Biblie, interesat să asculte un cuvânt. Vreau să vă spun un mare adevăr. Poate fi o formă de evlavie, dar să te gândească puterea. Dacă un om nu e interesat cu adevărat de cer și e mai lipit cu inima de viciile lumii acestei, problemă cu el, se gândește degeaba la cer. Dacă ești un pocăit de ani de zile și botezat în apă poate și încheia legământ de ani și ani de zile și vii la biserică și vii din obișnuință, că zicea Tozer la un moment dat că și rutina e o problemă în biserică. În biserică n-ar trebui să fie rutină, ar trebui să fie viață, putere.
Doamne, ajută la lucrul acesta. Poate vin casa de rugăciune și dacă te-ai obișnuit oarecum cu ceea ce înseamnă, cu ceea ce înseamnă predicarea Evangheliei, cu ceea ce înseamnă cântarea corului, fanfarei care au slujit minunat și în seara aceasta, dar nu înțelegi că de fapt totul se face pentru edificarea ta sufletească, să gândești mai mult la ceruri, la Hristos, la veșnicie. Vreau să spun că până și venirea s-ar putea să fie una degeaba. Am citit o întâmplare și experiențe de genul am auzit la mulți. Unul de 20 de ani tot mergea la biserică. Chiar am un caz de genul într-una din biserici. De cel puțin 6 ani de zile de când sunt la biserică acolo, păstor, de 6 ani de zile, în fiecare an vine la biserică, în fiecare an la evangelizare. Vine, cântă cântări împreună cu noi, îl urmăresc. În fiecare an mă tot gândesc dacă nu-i momentul predării sale în săptămâna aceea de evangelizare, nici de cum. 6 ani de zile, el știe cântările foarte bine, ai noștri nu cântă, dar el cântă și cântă așa cu inimă. Dar n-a avut momentul predării sale. 6 ani. 6 ani de zile. Și am citit despre un om că 20 de ani nu tot mers la evangelizare și tot nu s-a întors. Și ai fi zis despre el că e om bun. Dar dacă nu-i momentul acela în care să spui Hristos e Domn și Mântuitor personal peste viața mea, eu îmi leg inima de el și nu de pământ. Până la urmă toate celelalte sunt degeaba. Am ajuns să vrem cerul în vremea noastră. Și noi cântăm, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Dar în viața de zi cu zi trebuie să ne dăm silința. Să vedem cerul. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin? Traian Dor spunea, nu cheltui ceea ce poți cruța să ai și nu cruța ceea ce trebuie să dai. Ce trebuie să dai? Tânărul bogat o trebuie să dea averea sa. Pentru că era inima legată. Dumneata, ce trebuie să dai? Tinerii care să ieși, ce trebuie să dea? Din timpul lor, pe care îl petrec uneori, acolo unde îl petrec, ce trebuie să dai? Viciu, anturaje? Dă-le, merită. Nu-ți lega inima de pământ, leagă-ți inima de cer. Al doilea lucru pe care îl aduc înaintea dumneavoastră, conform versetului 18, spune în felul următor. Un fruntaș a întrebat pe Iisus, bunule învățător, ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Ați observat abordarea? Bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus îl simte cu abordarea sa, bunule învățător. Și spune Domnul, pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Iisus, nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Dar nu era Hristos bun? Ba da. Doar că ce înțeleg eu de aici, Domnul Iisus simte felul în care abordează tânărul discuții. Cu alte cuvinte, ca să și menționez al doilea lucru, învăț de la tânărul bogat următorul fapt, că în viață poți să lauzi pe Domnul degeaba, dacă nu faci din toată. Vedeți că știi și dumneavoastră. În viață poți să lauzi pe Domnul degeaba, dacă nu faci din toată inima. Abordarea lui, bunul învățător. N-ați întâlnit oameni care prin abordarea lor vor oarecum să moaie pe cel cu care vorbește? Vor oarecum să-l îngușească ca să scoată răspunsul așteptat de ei? N-ați întâlnit astfel de oameni? Atitudinea tânărului bogat mă determină să cred că era un băiat educat. Că era un om care știa să vorbească cu oamenii. Dar a uitat că el vorbește cu Domnul Iisus. Proverbe, capitolul 19, cu versetul 6 spune: omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Și tânărul bogat știa versetul ăsta. Cu oameni merge. Cu Domnul nu. În urmă cu multă vreme deja mă sună un tânăr dintr-una din biserici și îmi spune, frate, zice, vreau să mă botez. Și am zis, foarte bine, cine ești? Păi zice, cu tare, păi eu nu te-am văzut la biserică decât de vreo 2 ore. Dar zice, vreau să mă botez. Și dacă se poate, săptămâna următoare. Și am zis, nu cred că se poate. Dar a început la un moment dat să-mi abordeze latura aceea care ne impresionează și pe noi ca oameni uneori. Și a început să spună, frate păstor, da, eu vă ascult predicile, da, frate păstor, da, eu, zice, sunt așa, da, dumneavoastră, zice. Și a început să perie și să laude și să spună lucruri care până la urmă era cât pe ei să le cred. Era cât pe ei să le cred și să-i spun, bine, mă, te botez, dar n-am făcut-o. Pentru că mi-am dat seama de un lucru, oamenii când vor să scoată ceva, vin la oameni să spună lucruri pe care vrei să le aștepți. Pe care vrei să le auzi. Ori cu Hristos nu merge așa. În viață poți să-L auzi pe Domnul, poți să cânți, ascultați-mă bine. Se poate cânta spre slava Domnului, dar dacă nu cânți cu toată inima, ci cânți numai că ești obișnuit, e degeaba. Dacă cineva predică cuvântul lui Dumnezeu și îl predică deja din obișnuință și nu mai filtrează prin inima lui și nu mai crede și nu mai simte ceea ce predică din cuvântul lui Dumnezeu, e degeaba. Hristos când se uită la om, se uită la inimă. Într-altul din pasajele similare acestui text spune că Domnul Hristos a uitat țintă la tânăr și l-a iubit. Pentru că dincolo de ceea ce vedeți voi în seara aceasta la mine și dincolo de ceea ce văd eu la dumneavoastră, e un Dumnezeu care vede ce-i înăuntrul meu și al tău.
El vede ce e în mintea mea, El vede ce e în inima mea, El vede ce gândesc în momentele acestea, că-i Dumnezeu slăvit să-i fie inima. Credeți că nu l-a văzut pe tânărul bogat ce-i gândește El, ce-i în mintea lui? Dacă psalmistul spune, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe, împătruns gândul meu. El știe ce e în mintea noastră. Degeaba încercăm să ne ascundem, că reușim de păstor, reușim de comitet, reușim de părinți, ascundem multe, reușim să ascundem multe de șef și așa mai departe, dar de Domnul, niciodată. Degeaba vii să-i aduci șefului tău, de exemplu, niște super laude, care poate nu sunt adevărate, că el le va crede, dar să-i spui Domnului niște lucruri pe care nici tu nu le crezi și nu le spui din inima, că asta nu merge. Că mai sunt, ai zis slujitorului cât de bun predicatorul. Ce bun predicatorul, nu? Mai auzi pe câte unul, ce frate, zice, ce bine ai predicat în seara asta. Și poate că nu a fost atent deloc la predică. Ce bine ai cântat în seara asta, ce vocele privighetoare, dar cu celălalt îi spui, băi, zice, vai de vocea lui. Dacă nu l-auzi pe Domnul din toată inima, e degeaba. Problema noastră este aceea că noi uneori credem că Dumnezeu e ca omul și ne înșelăm. Cităm din Biblie adeseori în rugăciunile noastre, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov, și ne plimbăm din Geneza, mergem până în Apocalipsa la cei 24 de bătrâni și ne întoarcem înapoi și mai luăm încă o dată patriarhii și avem impresia că îl impresionăm pe Dumnezeu cu asemenea rugăciune. Da, dacă e pornită din adâncul inimii, slavă Domnului, dacă e pornită numai să audă alții, nu-i primită. Când nu mai au alții cuvinte din lingușală, sau dacă au cuvinte de lingușală, cu Domnul nu merge. Domnul nostru Iisus Hristos le zice ucenicilor și ne zice nouă astăzi, în Matei capitolul 6 cu versetul 7, ascultați ce zice Domnul, când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Nu-i problema că spui o mulțime de vorbe, e problema că trebuie să simți ceea ce spui. E problema că trebuie să pornească din adâncul inimii. Dumnezeu să ne ajute la asta. El vede dacă te rogi din obișnuință, El vede dacă cânți din obișnuință, El vede dacă ai venit la seara asta de evangelizare, pentru că chiar ți-ai dorit să vii la seara asta de evangelizare, sau ai venit numai pentru că vecinul tău, toți i-au spus, mă, hai la noi la biserică, hai să vezi cum e. E una să fii din toată inima, să fii aici, trup și suflet, să-L auzi pe Domnul, și alta să te gândești, mă, cât e șansul, dar nu mai termină și odată seara de evangelizare. Până la urma urmei, noi nu avem de-a face cu oamenii aici, noi avem de-a face cu Dumnezeu. Cu cel care vede totul, înaintea lui este totul gol și descoperit. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Unii oameni îl laudă pe Domnul, să știți, degeaba. Vă aduc aminte și fac apel la istorie, Nikita Hrușov. Ați auzit de el cu siguranță, citit în istorie. Omul ăsta când era copil, știa atâtea versete din cap. Era foarte bun, dacă ar fi trăit astăzi, la talentul negoț. Super, foarte bun. Cita pe versete de numai. Preotul îl motiva, știți cum? Cu câte o bombană, două, cum lua bombana, cum fugea din biserică pe câmp, să o mănânce numai el. Aproximativ 50 de ani mai târziu, același Nikita Hrușov știa să recite, știa să citeze versete din Biblie, dar într-un cu totul și cu totul alt context. Pentru că el niciodată nu l-a lăudat pe Domnul din toată inima. Ceva mai târziu, Iosif Stalin a făcut o școală teologică, poartă un nume biblic. El și-a pus numele de Stalin, că de fapt nu era numele lui, el și l-a pus. Asta înseamnă inimă de oțel. Om care a învățat câte ceva despre Dumnezeu, dar pe vremea lui, Biserica Ortodoxă Rusă era pe cale de dispariție. Dacă înainte de el erau vreo 50.000 de parohii, pe vremea lui a ajuns să fie doar 3.000 și ceva de parohii. Pentru că omul acesta nu l-a lăudat pe Domnul din inimă. De fapt, putem să spunem că nu l-a lăudat deloc. Când un om laudă pe Domnul, dar nu din toată inima, vreau să vă spun că degeaba. Când un om vine la biserică, dar nu o face din toată inima, ce o face pentru că i-a spus mama, că i-a spus tata, că i-a spus cutare, că i-a spus păstorul că e vremea să vină la biserică, fiindcă nu vine de luni de zile la adunare, vreau să vă spun că e degeaba. Noi trebuie să avem o pocăință, nu degeaba, ci o pocăință cu folos. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Am crescut într-o biserică pentecostală, Biserica Pentecostală numărul 3 din Oradea, ceea ce este astăzi Biserica Speranța. Eram copil și mi-aduc aminte de o ilustrație pe care fostul frate păstor, care acum este în vârstă, fratele Berar Ioan, el de obicei nu prea spunea ilustrații. Dar pe asta o țin minte de la el. Zice că undeva în China, comunistă, zice, s-ar fi întâlnit frații la părtășie. Și știți cum e, la cântare, la rugăciune, la cuvânt, la cântare, și-ar fi intrat, zice, la un moment dat, câțiva soldați în biserică. Și toți i-au amenințat. Cine, zice, vrea să scape cu viață? Acum, zice, afară. Păi vă dați seama că nu mai ținut ăștia conzi, zice, să iasă surorile prima dată și apoi frații. Deci s-au îmbulzit să iasă.
Ca niciodată. Au rămas câțiva în biserică. Soldații au pus arma jos și au zis: bine, fraților, ce și noi suntem frați cu voi, avem o cauză să o punem înaintea Domnului și am vrut să ne rugăm, zice, cu ăștia care sunt sinceri cu adevărat. Doar rămas numai câțiva. Nu? M-am gândit la morala care ar fi astăzi, pe care am putea o interpreta de aici, nu? Pocăința noastră trebuie să fie din toată inima. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Biblic vorbind, când Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim, o mare mulțime de oameni, zice, strigau: Osana, binecuvântat e cel care vine în numele Domnului. Ce frumos sunau! Osana, binecuvântat e Domnul, nu? Dar n-o trecut nici măcar o săptămână și aceeași gură striga: răstignește-l, răstignește-l. Că oamenii ăștia, ceea ce au strigat, n-au strigat foarte mulți dintre ei, din toată inima. Dumnezeu să ne ajute să avem o pocăință trăită din toată inima noastră. Amin? Al treilea lucru pe care vreau să-l învățăm în seara aceasta este desprins tot din cuvântul Domnului, versetul 22, spune așa, mai citesc o dată versetul 22. Când a auzit Iisus aceste vorbe, adică faptul că El a păzit toate poruncile, tânărul, deci când le-a auzit, i-a zis: îți mai lipsește un lucru, vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri, apoi vino și urmează-mă. Când a auzit El aceste cuvinte, s-a întristat, ascultați, de tot. Adică nu a fost o întristare de asta ușoară, da, am supărat și eu, o zi, două. Da, m-am supărat acum că nu mi s-a răspuns cum vreau. Întristat de tot, adică probabil că întristarea asta i-a ținut. Deci s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. Și al treilea lucru pe care îl învățăm e următorul. În viața aceasta, învățăm de la tânărul bogat, în viață poți să pozezi a creștin degeaba, dacă Domnul vede altceva. M-am gândit când am venit cu mesajul acesta în seara aceasta, m-am tot gândit cu ce mesaj să vin. Și am zis, eu de obicei la evangelizare sunt vizați și cei care vin din afară, dar prea confortabil stau ceilalți care sunt din biserică. Mesajul e pentru fiecare, și pentru cei din biserică și pentru cei care vin din afară. Și sublinierea aceasta aparține pentru fiecare care se regăsește aici. În viață poți să pozezi un pocăit sau creștin degeaba, dacă Domnul vede total altceva. Și acum să explic contextul. Domnul, tânărul bogat, era un fel de fruntaș al sinagogii. În discuția pe care a avut-o Domnul Iisus cu fruntașul sinagogii, nu erau doar ei doi, mai erau mulțime care asculta discuția lor. Vă imaginați că el era un fel de păstor și avea enoriașii de partea lui și ascultau cât de inteligent și deștept e păstorul lor că vorbește cu Domnul Iisus. Și omul acesta nu era un nimeni în societate. Omul acesta era un om cu pregătire. Omul acesta era un om școlat. Știți ce se spune de mințile strălucite? Că discută idei. Ei, omul ăsta tocmai discutea o idee interesantă, împărăția cerurilor. Și cu toate acestea, chiar că se vedea el ca fiind ceva, chiar că se vedea el ca fiind mai spiritual decât ceilalți, se pare că Domnul a văzut altceva la el. Se pare că Domnul a văzut altceva la el. Avem în fața noastră un tânăr văzut bine de toți. Nu degeaba a ajuns propus și instalat în funcția în care era. Vedem un tânăr bogat care avea cunoștințe scripturale ca probabil nimeni altul din generația lui. Avea atitudinea aceea de om smerit. Ați văzut atitudine de oameni smeriți? Eu tot zic că eu nu prea arăt om smerit, deși trebuie să mă pochesc în fiecare zi tot mai mult. Mai sunt câte unii care, cred că smerenia se vede în felul următor. Ma seara asta întâmplarea a fost, de obicei porci cravată. Nu pun nicio cravată, iau și câte o Biblie din asta mare, așa, pleacă capul jos, un costum ieftin. Când îl salut pacea Domnului, îl zice așa cu jumate de gură: pace, frate. Îți pare că e așa de spiritual, dar poți să arăți a fi spiritual dacă Domnul vede altceva. Tânărul ăsta bogat se pare că avea atitudinea aceasta de om smerit. Dar omul acesta mai avea și puterea pe deasupra să spună ceva. Deci, măi, știi poruncile? Pe toate le-am păzit. Eu în seara asta vreau să vă întreb pe dumneavoastră, frați, surori, prieteni, ați fi putut sau ați putea să răspundeți astăzi cum a răspuns tânărul? Pe toate le-am păzit? Uite, eu sunt la mână în seara asta, dar eu pot să spun că eu nu le-am păzit pe toate. Pentru că sunt om și văd în mine lupta aceasta care se dă în fiecare zi. Dar ăsta are curajul și tupeul să zică pe toate le-am păzit. Pe toate. El se vedea a fi ceva. Și totuși Domnul a văzut altceva la viața lui. Ceea ce a uitat tânărul bogat era faptul că nu el trebuia să-și noteze calitatea pocăinței, ci Hristos trebuia să-i noteze. Știți că sunt câte unii care cred că sunt ceva, dar de fapt lasă să te laude alții, nu te lăuda singur. Cam asta merge ideea și în textul acesta. El trebuia să fie lăudat de Domnul Iisus. Domnul Iisus îi spune tânărului bogat: vinde tot ce ai, vino și urmează-mă. Și tânărul bogat înțelege ca și cum mai înțeleg unii astăzi. Știi, mai stai de vorbă cu te unul și spui: băi, omule, trebuie să te pocăiești. Trebuie să te pocăiești. Și el vine și spune: da, eu mai merg la biserică din când în când. Păi pocăința e una, din când în când la biserică e alta.
Tânărul bogat răspunde cu altceva: pe toate le-am păzit. Pe toate le-am păzit. Credem că prin felul în care pozăm de multe ori în societate sau în biserică, credem că felul în care pozăm contează cu adevărat. Să știți, la Domnul nu contează. Când eram studenți, poate Iosif își aduce aminte, când eram studenți, mi-aduc aminte că a venit un grup de suedezi sau americani, nu mai știu. Mă rog, întâmplarea asta fac uz de ea pentru că potrivește în contextul nostru. Eram student și totdeauna când vine un american sau un străin să-ți predice, parcă l-ascult și mai greu, se pierde din traducere și contextul și mă rog. Și noi eram acolo studenți și tot ascultam, ni se predica. Acum să predica, să traducea, să pierdea din traducere, pentru mine cred că era prima dată când mi-am dorit să mă duc la cursuri mai repede decât să stau la predicaia lungă și vorbită pe un ton din ăsta, dacă v-aș vorbi drept, așa încet și tot pe poziția asta, tot pe tonul ăsta, probabil că foarte puțini ați mai fi atenți acum și după o oră de predică de felul ăsta, noi toți ziceam amin, amin, nu eram bihoreni, eram acolo mai mulți studenți, noi amin, amin, fratele credea că noi îl ascultăm, dar noi ziceam amin să termine odată. Eu cred că aminul dumneavoastră nu a fost amin să termin, ci amin, adică așa să fie. Și noi amin, amin, el, nu știu cât o înțeles el, amin, că la un moment dat ne-a oprit, am făcut o rugăciune așa cum a fost, e adevărat și noi gândeam ca niște copii atunci, când eram mic gândeam ca un copil, zice, când eram copil gândeam ca un copil, când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc, zice și apostolul Pavel, așa putem să zicem și mulți dintre noi cei de atunci, acum. Mi-a ridicat în picioare, ne-am rugat, după ce ne-am rugat, a zis că vrea să facem o poză, noi am făcut o poză, dar poza asta a fost mai ciudată în felul ei. Eu, de unul, îi spuneam și soției mele, mai săptămânile trecute, când am avut binecuvântare la fetița noastră, zic că nu găsesc motiv să râd în aparatul foto. Eu, cel puțin, nu găsesc un motiv să zâmbesc așa. Dar el mi-a făcut poză la vremea aceea și a zis, facem poză, zice, cu mâinile ridicate sus, nu neapărat să râdeți, dar mâinile ridicate așa să fie. Și noi am ridicat mâinile. Dar n-am știut noi de ce ne pune. După ce s-a terminat ziua aceea de capelă, timpul ăla, noi în sfârșit bucuroși că am scăpat, așa cum uneori mai își doresc unii să scape, să vină ora 12 sau ora cât e să se termine programul, și cineva a zis, mă, de ce nu ne-a pus să ne rugăm să facem poză cu mâinile sus? Nimeni nu a avut ideea asta decât unul, care a făcut coleg cu mine de cameră, a avut ideea asta. Și a zis în felul următor, zice, măi, zice, dacă mă gândesc bine, ne-au pus să ridicăm mâinile așa, pentru că ei, când se duc înapoi acasă, în străinătate, ei le arată poza la ceilalți. Și dacă dumneavoastră ați vedea o poză cu vreo 50 de studenți la teologie, așa, dumneavoastră ce ați zice? Păi ce har a fost între ei! Dar ce putere! Numai toți cu mâinile pe sus, viitor, slujitori! Poza zice una! Da, știți cum e vorba, viața bate filmul. În poză e una, dar în practică e alta. Ei, la fel! În poză să nu fie pocăința una și în practică alta, sau în interiorul nostru, ci vrem să trăim pocăința acolo unde vrea Dumnezeu să fim. Adică și exteriorul și interiorul să fim la fel. Să ne trăim pocăința, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Știți ce spunea Oscar Wilde în ultima lui operă, când părea că se pocăie, dar până la urmă n-a făcut-o? Spunea în De Profundis în felul următor: viciul este, viciul suprem al umanității este superficialitatea, adică să fii superficial. Adică, cum? Tratează superficial, închinarea, predica, biserica, fii mai superficial. Superficialitate. Hai să nu fim superficiali în pocăință. Să nu fim superficiali în ceea ce privește viața cu Domnul, ci să o trăim cu adevărat. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin? Dacă pocăința noastră ne-ar fi măsurată după dimensiunile Bibliei pe care o avem și o aducem cu noi, unii ar fi mai pocăiți, alții n-ar fi deloc. Dacă ar fi măsurată pocăința după ceea ce punem pe noi, alții ar fi falimentari, alții ar fi mari pocăiți. Dar vreau să vă spun că Domnul nu se uită la coajă, la partea asta exterioară. Domnul se uită în adâncul inimii noastre și vede ce e acolo. Vede câtă pocăință e. Vede când ai postit ultima dată, când te-ai rugat ultima dată, când ai plâns ultima dată, când te-ai rugat prin Duhul ultima dată, când ai simțit prezența Domnului ultima dată. El vede că e Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și vede și viața ta din ascuns. Aia pe care nu vede nimeni. Poate nici nevasta, nici bărbatul, nici copiii, dar vede că e Dumnezeu care vede totul. Întreb pe unul odată, frate, zic, de ce nu te pocăiești odată? Că membru era, dar una să fie membru și alta să fie pocăit. Ce nu te pocăiești odată? Frate, zice, m-aș pocăi, dar nu mă lasă nervii. Dar nervii cui sunt? Păi zice, ai mei. Păi dacă s-a tăi, rezolvă cu ei. Unii oameni tot timpul găsesc motive. Nu mă pot pocăi cu adevărat pentru că. Pentru că. Și au motivele lor. Haideți să ne trăim pocăința așa cum trebuie, cu adevărat. Doamne, ajută-ne la asta, amin? Ne mirăm adeseori, noi slujitorii, acum presupun că la dumneavoastră nu se întâmplă, dar eu mă mir adeseori, eu am obiceiul să întreb pe frați, când mă duc la biserică, cum îți? Ce faci, frate, cum ești? Asta nu e o întrebare numai așa să treacă timpul, ci întreb, ce faci, cum ești? Și îmi răspunde, mai bine decât merit, altul ca pe pământ, altul, tot felul de răspunsuri și clișee pe care le-au oamenii. Dar îi văd în cea mai mare parte a lor că nu se plâng.
Și bine. Bine, frate, bine, soră, bine, bine, bine. Toți sunt bine. Știi ce mă aștept în seara aia sau ziua aceea când ești la program? Mă aștept ca la închinare Domnul să-și coboare slava și să fie bine, așa cum toți frații zic că-s bine. De foarte multe ori nu e așa de bine cum zic ei. Ei zic că-s bine, dar zic numai așa. Dar înăuntru nu-s bine. Știți în ce îmi dau seama? Pentru că adeseori nu simțim prezența lui Dumnezeu. Pentru că adeseori nu simțim cercetarea Domnului acolo. De ce? Că oamenii zic că-s bine. De fapt, nu erau bine. Frați și surori, nu-i problemă mare dacă ai venit aici la biserică cu păcatul tău. Știi care e problema mai mare? Să te duci de la biserică tot cu păcatul tău. Că spunea la un moment dat cineva că Biblia nu e un spital de sfinți. Un club de sfinți și un spital de păcătoși. Chiar că vii la biserică de multă vreme, nu-i problemă că ai venit aici cu păcatul tău. Că nu ți-l vede oamenii, dar îl vede Dumnezeu. E problemă dacă te duci de aici cu el în spinare. Pentru că am înțeles un lucru, că Domnul Iisus Hristos este prezent acolo unde se prezintă frații la părtășie. Doi sau trei în numele Lui. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Tânărul bogat avea mare problemă de a se vedea un mare sfânt între păcătoși. Dar de fapt era cel mai mare păcătos dintre, se pare, câțiva sfinți. Am învățat în seara aceasta de la tânărul bogat câteva aspecte importante și o să-l menționez pe ultimul imediat, dar recapitulăm. În viața aceasta învățăm de la tânărul bogat, poți fi interesat de cer degeaba. Dacă nu ești dispus să renunți la, ziceți dumneavoastră, la pământ. Apoi al doilea lucru, în viața aceasta poți să-L auzi pe Domnul degeaba dacă nu o faci din toată inima. Al treilea lucru, în viața aceasta poți să pozezi a creștin sau a om pocăit degeaba dacă Domnul vede altceva. Ce vede Domnul la inima ta? Și al patrulea lucru, în viața aceasta poți să fii cineva degeaba dacă Domnul nu e acel cineva care să-ți conducă viața. În viața asta poți să fii cineva degeaba. Știți cum fac părinții? Mi-aduc aminte taică-miu. Îmi spuneam felul următor, măi, zice, o facultate n-am făcut la vremea mea că n-am putut. Nici nu mi-a plăcut cartea. E adevărat că am pus o dată mâna pe carnetul lui de când era elev și mi-am dat seama că nu i-a prea plăcut cartea, dar și-a dat toată posibilitatea și toată silința să-mi ofere un viitor și mie și surorilor mele. Și mi-au zis în felul următor, ce noi n-am făcut multă carte, dar zice, noi vrem ca voi să faceți. Știți cum suntem noi ca părinți și acum și eu ca părinte și dumneavoastră cei mai mulți, chiar și ăștia tineri, părinții mai tineri? Așa că ne dorim ca pruncii noștri, copiii noștri, eu am trei fete, eu îmi doresc de la ele să fie cineva în viața asta. Asta e expresia noastră, vrem să fie cineva. Dar vreau să vă zic ceva. În viața asta poți să fii cineva degeaba, dacă nu l-ai pe Domnul ca Domn și Mântuitor personal aici. În seara aceasta știu că în casa de rugăciune sunt frați, surori, oameni care în societate ocupă o anumită funcție, o anumită poziție în societatea aceasta. Unii mai sus, alții mai pe jos, unii directori de firmă, alții paznici, unele directoare, altele femei de servici. Indiferent ce funcție ai ocupa, vreau să vă spun, indiferent cât de sus ai ajunge în viața asta, nu ești decât un cineva degeaba, dacă nu l-ai pe Hristos, acel cineva să-ți conducă viața. Degeaba. Degeaba, zice Pavel, diploma, degeaba la picioarele lui Gamaliel, degeaba toată învățătura, degeaba toată faima, toate, zice, le socotesc ca pe un gunoi față de prețul nespus de mare pe care l-am găsit când l-am cunoscut pe Hristos. Cu alte cuvinte, când îl ai pe Hristos, ai totul. Când nu l-ai pe Hristos, ești un cineva degeaba. Pentru că îmi dau seama din cuvântul lui Dumnezeu, uitați, se întâlnesc doi fruntași. Unul era fruntaș de sinagogă, temporar, nu știu câți ani avea tânărul ăsta, fruntaș de sinagogă, dar era cineva, nu? Totuși în societate la evrei. Dar se mai întâlnește cu un alt fruntaș. Și acesta era fruntașul cerului, care a coborât din ceruri, s-a golit pe sine de slavă, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a luat chip de om, a venit în lumea noastră și totuși era fruntașul cerului, se întâlnesc doi fruntași. Stau de vorbă unul cu celălalt. Acum, care pe care trebuia să urmeze? Care pe care? Domnul Iisus pe tânărul bogat sau tânărul bogat pe Domnul Iisus? Eu cred că tânărul bogat pe Domnul Iisus. În seara aceasta noi ne-am întâlnit cu fruntașul cerului, cu Iisus Hristos. Întrebarea mea e următoarea. Cine pe cine trebuie să urmeze? El trebuie să ne urmeze pe noi sau noi trebuie să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos? Noi trebuie să ascultăm de El sau El trebuie să asculte de noi? Oare nu noi trebuie să ascultăm de El? Doamne ajută la asta! Petru și Ioan se întâlnesc cu niște oameni cu școală, oameni care au studiat, au zis, nu mai predicați pe Hristos atâta. Și el a zis, judecați voi mai bine să ascultăm. Cum e mai bine să ascultăm de oameni, zice, mai mult decât de Dumnezeu? Nu. De Dumnezeu trebuie să ascultăm. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Pe drumul spre Damas se întâlnesc doi fruntași. Pavel se întâlnește cu Domnul Iisus și la un moment dat, zice, Pavel se predă, Pavel se întoarce. Pavel este omul care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos.
Tânărul era bogat, era cineva în societate. Dar să fii un cineva cu mulți bani și cu funcție mare și să nu-L ai pe Hristos, e degeaba. Spunea Domnul Iisus într-o predică de așa în felul următor. Predica despre Solomon, vorbea despre Solomon, despre împărăția sa din Seba, vorbea despre proroci și zicea la un moment dat, și aici vă spun că este unul mai mare decât toți aceștia. Și ăștia se întrebau, dar cine? Oare cine să fie? Știți cine era? Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. El este mai mare decât toți. Domnul este cel mai mare Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Toți acești fruntași, Solomon a ales să urmeze pe Dumnezeu, Pavel a ales să-L urmeze pe Dumnezeu, Petru a ales să-L urmeze pe Dumnezeu, ucenicii, oamenii ai credinței au ales să-L urmeze pe Dumnezeu, Avram, care era un om bogat, care avea multe posesiuni, a ales să-L urmeze pe Dumnezeu. Dumneata, care ai sau n-ai, alegi să-L urmezi pe Dumnezeu? Noi avem o cântare la pocăiți care spune, a bătut la ușa ta și n-a deschis nimeni. În tăcerea negrii nopți stă un om și plânge. Poate el niciodată la ușa inimii tale nu se mai bată. El a bătut la multe inimi de-a lungul viacului, de-a lungul anilor. Dar vreau să vă spun că și în seara aceasta bate la ușa inimii noastre. În viața aceasta multe lucruri noi le-am întreprins degeaba. Dar vreau să vă spun că un lucru care cu siguranță n-ar fi degeaba este acela de a deschide ușa inimii noastre, de a lăsa pe el să intre în viața noastră. Ăla nu-i degeaba. Cei cu neputință la oameni e cu putință la Dumnezeu. Și cel mai important lucru cu putință pe care l-a făcut Dumnezeu pentru noi este să ne oferă mântuire prin Domnul Iisus Hristos, slăvit și binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Pilat are o întrevedere cu Domnul Iisus. Stă de vorbă Pilat cu Domnul Iisus. Pilat era cineva, dar Domnul Iisus era acel cineva cu litere mari. Și stă de vorbă Pilat și zice, nu spui nimic, eu am putere să-ți dau drumul sau am putere să te țin legat. Știți ce zice Domnul Iisus? N-ai avea această putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus de la Tata. Cu alte cuvinte, noi suntem ceea ce suntem numai prin bunătatea și harul lui Dumnezeu. Dar mai mari decât noi, mai important decât noi, mai sfânt decât noi, mai bun decât noi, între noi este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Vedeți, mioasă, tânărul bogat s-a confruntat cu o alegere atunci. S-a confruntat cu o alegere. A fost pus în fața unei alegeri. Alegi comorile lumii acesteia sau îl alegi pe Domnul Iisus Hristos? Știți ce ales? Greșit. Comorile lumii acesteia. Dumneata ce alegi? Noi ce alegem? Noi în viața asta, în fiecare zi trebuie să alegem. La 4 ani alegem în fiecare zi cu ce să ne îmbrăcăm, cu ce să mergem la școală, cu ce să mergem la locul de muncă, alegem cum să venim la biserică, alegem ce să cântăm, alegem ce să predicăm, alegem în viața aceasta multe lucruri și unele lucruri le alegem degeaba. Dar există o alegere care contează cu adevărat și alegerea aceea este alegerea care necesită să-L primim pe Iisus Hristos în viața noastră ca Domn și Mântuitor personal, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Dacă nu-L alegi ca Domn și Mântuitor personal, toate lucrurile sunt în van, totul este degeaba. Poți să fii doar un cineva care merge spre iad cu siguranță. Cu siguranță. Am citit o întâmplare petrecută în viața lui Niculiță Moldoveanu. Și Niculiță Moldoveanu este un om care a suferit foarte mult în pușcările comuniștilor, pe nedrept. Omul acesta, după ce a ieșit de la închisoare, l-au restricționat cu foarte multe lucruri. El abia că mai putea să lucreze ca paznic undeva, pentru că au avut grijă comuniștii să îl rezolve. Când a ieșit, zice că era o zi de vot și s-a gândit el să-și facă datoria ca cetățean. S-a dus să voteze. L-au strigat: Nicolae Moldoveanu, prezent, eu sunt. Și dumneata nu votezi astăzi. Și el a zis, de ce? Pentru că ți s-a luat dreptul acesta. Tu n-ai dreptul să votezi. Foarte supărat, zice Niculiță Moldoveanu, când mi-am luat buletinul și m-am dus după aceea, zice, să merg înspre casă, m-am tot gândit la Domnul și m-am gândit la oameni. Eram supărat că n-am putut să votez atunci. Astăzi, oricum, la noi în societatea noastră deja e la modă să nu mai ieși la vot, dar atunci cumva toți ieșau, sau mă rog, așa cum era dumneavoastră și mai vreți să știți, la care, zice, eram tare supărat, zice, că n-am putut să votez. Dar m-am rugat Domnului și coborând pe scările de la secția aceea de votare, m-am rugat Domnului să mă ierte că am încercat să votez oameni astăzi și nu pe el. Și atunci Duhul Domnului, zice, m-a inspirat cu o cântare frumoasă. Și cântarea aceea frumoasă spune așa: Iisuse, dintre toți te aleg mereu. În orice zi, în orice clipă, căci Tu ești viața sufletului meu și harul care mă ridică. Și refrenul zice: te aleg mereu, te aleg mereu. Iisus, Mântuitorul meu, este Mântuitorul tău?
este Domn și Mântuitor peste viața ta. Hai să ne ridicăm cu toți în picioare. Se spune că dintr-un mesaj biblic rămâi cu 5% minte. Poate nici 5% în seara asta, nu știu. Dar dacă mi-aș dori să rămâi cu ceva în minte în seara aceasta, prieten, tânăr, bătrân, frate, soră de credință, mi-aș dori să rămâi cu gândul acesta că în fiecare zi tu trebuie să-L alegi pe Domnul Iisus Hristos. Mi-aș dori să rămâi cu gândul că în viața asta sunt prea multe lucruri pe care le-ai făcut degeaba. Fă ceva ce contează cu adevărat, alege-L pe Domnul Iisus. Iisuse, eu te aleg mereu. Îl alegem pe Domnul Iisus Hristos. Alegem lucruri care ne plac pentru fire, alegem lucruri care ne plac pentru partea pământească în viața aceasta. Alegem lucruri după care regretăm adeseori. Alegem lucruri după care plângem adeseori. Ce-ar fi în seara aceasta să-i spunem Domnului, Doamne, pe Tine te aleg. Te aleg pe Tine. Pentru că am înțeles că Tu îmi dai mântuire. Pentru că am înțeles în seara asta când ne-am rugat pentru cauze, când ne-am rugat pentru situații, am înțeles că Tu ești Dumnezeul care dai și vindecare. Când oamenii spun nu se mai poate, Dumnezeu spune să poate. Când oamenii pun o anumită restricție, Dumnezeu spune eu iau restricția aia pentru tine și îți dau rezolvare și liberare. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Îl alegem noi pe Domnul nostru Iisus Hristos. Mărit să fie numele Lui Dumnezeu. În rugăciunea aceasta, aș vrea să stăm înaintea Lui Dumnezeu. Nu știu în ce măsură v-ați regăsit în mesajul acesta, nu știu în ce măsură v-ați regăsit în cuvintele pe care le-ați auzit, dar cred din toată inima mea că în rugăciunea pe care putem să stăm înaintea Domnului, putem să-i spunem Domnului, Doamne, vrem să te alegem pe tine. Doamne, inima noastră alege altceva, dar Doamne, vrem să te alegem pe tine. Vrem să alegem voia ta, să alegem calea ta, să te urmăm pe tine. Amin? Amin. Vrem să stăm înaintea Domnului în rugăciune și pentru că acest timp de părtășie, știu sigur că l-am început cu rugăciune, acest mesaj vreau să-l terminăm cu rugăciune, acest mesaj. Să-i spunem Domnului, Doamne, pe Tine te alegem în fiecare zi. Amin? Haideți să ne rugăm cu toții.